ceea ce avem noi la zi în cadrul maternității MedPark sunt două pachete de monitorizare sarcinii. Acestea sunt destinate pentru sarcinile cu un singur copil sau sarcinile gemelare cu mai mulți feți. Ele sunt un pic diferite și trebuie să menționăm că Organizația Mondială a Sănătății recomandă cel puțin 8 vizite pe parcursul unei sarcini fiziologice, o sarcini normale. Ei bun, Republica Moldova se racordează la cerințele Organizației Mondiale a Sănătății. Avem un protocol național care presupune numărul corespunzător de vizite în timpul sarcinii, iar în cadrul maternității MedPark noi am făcut un amestec, un melanj. Ne-am bazat pe protocolul național și pe recomandările Organizației Mondiale a Sănătății și în același timp am îmbogățit aceste pachete cu investigații care sunt foarte utile și care sunt recomandate de către ghidurile internaționale și protocoalele internaționale. Și dacă vorbim despre o sarcină cu un singur fet, o sarcină monofetală, atunci pachetul nostru de monitorizare a sarcinii, el include 8 vizite la medicul de familie și respectiv la medicul obstetrician, care împreună, în tandem, în echipă, supraveghează sarcinile. Asta este corect, să fie și medicul de familie, și medicul obstetrician, care lucrează unul cu altul, care comunică și comunică și cu gravida, care respectiv este îngrijită și supravegheată de către doi medici, la care se mai asociază și laboratorul și examenul ecografic. Deci prima vizită este standardizată, este până la termenul de 12 săptămâni, ea este conform recomandărilor internaționale, scopul ei este stabilirea la evidență, 1, efectuarea pachetului de investigații la debutul sarcinii, 2, ecografie de screening pentru aprecierea localizării sarcinii placentei și așa mai departe, dar cel mai important ce este screeningul prenatal, este cel screening pentru anomalii cromozomiale. Și punctul cheie la această vizită, la prima vizită la medic, când se stabilește gravida la evidență, este aprecierea factorilor de risc ai sarcinii, astfel încât să informăm gravida ce factori de risc are pe parcursul sarcinii, care sunt riscurile pentru ea, pentru copil, sau vorbim doar de o sarcină fiziologică, pentru că sarcina nu este boală în final, sarcina este o perioadă foarte frumoasă. La prima vizită, la cea de la 12 săptămâni până la 12 săptămâni, când ne stabilim la evidență, există un arsenal sau un volum de investigații care sunt obligatorii, care sunt incluse în pachetul nostru, dar care include și câteva analize adiționale care sunt importante și care sunt recomandate de protocoale internaționale, dar nu sunt la nivel național. În schimb, noi le-am inclus și cum ar fi, de exemplu, anticorpii pentru hepatita C, ceea ce este important pentru screening-ul acestei afecțiuni și ceea ce nu este în alte părți. Urmează următoarea vizită între 15-18 săptămâni, este vizită la medicul de familie. Trebuie să menționăm că la fiecare vizită se măsoară tensiunea, se apreciază indicele de masă corporală, se apreciază starea generală a gravidei. Asta este obligator. Analiza de urină este obligatorie. Hemograma sau analiza de sânge se face la prima vizită. Urmează următoarea vizită la 20-21 de săptămâni, la noi este inclusă între 18 și 21 de săptămâni, astfel încât să fie un interval mai mare ca gravidele noastre să aibă timp să se programeze și să reușească și la medicul de familie, și la ecografie, și la medicul obstetrician. Și aici este ecografia foarte importantă, este ecografia de la 20-21 de săptămâni, care are drept scop aprecierea anomaliilor de dezvoltare, morfologie, dezvoltarea copilașului și măsurarea lungimii colului uterin, care de fapt este un criteriu foarte important pentru risc de naștere prematură. Urmează vizita la medicul obstetrician pentru a reevalua rezultatul ecografiei și a stabili riscurile următoare sau conduita următoare a sarcinii. Din totalitatea gravidelor care nasc în cadrul maternității MedPark, cred că un 70% sunt gravidele care își monitorizează sarcina la noi, de la bun început și până la sfârșit. Este o abordare foarte comodă pentru ele, astfel încât
de la prima vizită face cunoștință cu medicul obstetrician și cu medicul de familie, merge pe parcursul la toată sarcina cu acești doi medici, respectiv după care medicul obstetrician o preia pentru naștere și urmează cealaltă perioadă, o lună sau 42 de zile, 6 săptămâni după naștere, care iarăși sunt foarte importante, și ea este în continuă supraveghere de la începutul sarcinii, pe parcursul nașterii și pe parcursul perioadei de lăuzie. Este o chestie foarte comodă și foarte confortabilă pentru gravide. În cadrul maternității Medpark avem 3 birouri de ecografie, 3 cabinete de ecografie în sarcină, 3 specialiști care fac această ecografie și monitorizează starea bebelușilor și starea gravidelor împreună cu noi conform programului.